povestea unei profesii. Profesor documentarist. Când a început totul? Nu de la întrebarea pe care o auzim cu toții, copii fiind. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Pentru mine, totul a început odată ce am învățat să citesc. Și citeam, devoram cărți întregi. În anii de școală, am trecut relativ repede de la cărțile copilăriei și am ajuns la cele considerate grele monumente ale literaturii românești universale. Mi-amintesc cu drag bibliotecarele pe care le-am cunoscut, mai ales bibliotecara de la liceu. Eram spaima ei, atât de repede și de mult citeam. Cărțile erau lumea mea, o lume în care aflam și răul și binele, frumosul și urâtul, loialitatea și trădarea, dragostea și ura, visul și împlinirea, cum trebuie să fiu ca om, și ce să fac pentru a fi om? Toate acestea și multe altele la oaltă. Lumini, tot felul de lumini în cărțile mele, dragi. Chiar dacă a trecut timpul, am ales pe viață să iubesc lectura, cartea, căutarea. Așa se face că am devenit studentă a unei facultăți de istorie-filosofie. Istoria mă obliga să cercetez, iar filosofia îmi crea terenul propice manifestării personalității mele creative. Unii ar putea spune că eram un șoricel de bibliotecă. Și da, și nu. Cărțile îmi ofereau o lume, informații, siguranță. Tot ele mă îndreptau către oameni, către empatie și împărtășire a ceea ce citeam, către a trăi și a simți. Toate acestea, în suflet și în minte, deveni profesor la o școală de sat și am început să construiesc ceea ce știu cel mai bine: să-i învăț pe alții mai mici ca mine, cum să descopere lumea. Și am descoperit-o împreună timp de șapte ani, prins drag de istorie, dar și de mine. Au învățat să învețe cu drag și pasiune. Au învățat să descopere trecutul pentru a-și construi. Viitorul. Și pentru mine viitorul s-a schimbat, tot învățând. Am ales o nouă specializare didactică, profesor documentarist. Nu a fost ușor să renunț la catedra de istorie. E dor în fiecare zi de lumea aceea. Acum gândesc că destinul meu este cartea și să învăț cum să îi învăț pe alții. Știu că lumea spune că sunt bibliotecar eu însă spun lumii că sunt și profesor și bibliotecar. Pentru că în fiecare zi descopăr oameni, povești și fac istorie. Învăț să fiu mai presus de mine și de timp. Toate acestea și multe altele la oaltă. Lumini, tot felul de lumini în cărțile și oamenii mei dragi.